salariile sunt foarte mici. Ne-au murit colegi la muncă. De ce să muncim pe bani puțin? Suntem o forță. Dorim să punem bazele unei uniuni federative. Reprezentăm două federații din zona serviciilor comunitare importante. Reprezentăm sectoare importante din cadrul acestor servicii comunitare, pentru că vorbim de apă, canalizare, transport public local, termoficare. Sunt servicii vitale în sprijinul populației. Deci noi avem practic o anumită responsabilitate, toți cei care suntem implicați în mișcarea sindicală. Plecând de la ideea că mișcarea sindicală este totuși destul de divizată la nivel național, o să vă propun câteva idei pentru a le discuta. Rugămintea ar fi, e o discuție liberă, fiecare să vină cu idei, cu propuneri și după aia să le analizăm fiecare în forurile noastre de conducere și să ieșim cu niște lucruri în beneficiu membrilor de sindicat pe care noi îi reprezentăm. Dorim să punem bazele unei uniuni federative prin care noi împreună să putem să ne reprezentăm mai ușor membrii noștri de sindicat. Noi împreună putem face ceva solid, ceva de viitor, o uniune federativă din care noi să strângem rândurile, care să aibă niște obiective precise. Problema ultimelor ani de zile în sectorul nostru de activitate a fost lipsa unui contract colectiv de muncă unic la nivel de sector, care să permită un punct de plecare pentru contractele colective la nivel de unități. Pentru că noi, prin acest contract colectiv de muncă, am putea asigura niște drepturi minimale pentru contractele colective de muncă la nivel de unități, unde știm cu toții că avem o serie de probleme. Plecând de la această idee, e o problemă iarăși de câțiva ani de zile, care tot s-a discutat și care poate fi, să spunem, unul din obiectivele acestei noi construcții sindicale, și anume un statut al lucrătorului din zona asta a serviciilor comunitare, care să stabilească niște reguli mai precise sau niște reguli specifice sectorului de activitate, iar concluzia să fie cumva legată de această mare problemă, reîncadrarea în fostele grupe de muncă, și anume încadrarea în condiții deosebite, cum sunt definite de lege aceste grupe, să reușim cumva să impunem, să spunem, reintroducerea acestui lucru pentru a facilita ieșirea la pensie mai devreme. Cam în toate domeniile de activitate avem această problemă a îmbolnăvirilor profesionale sau a bolilor legate de profesie. Și asta este iarăși o temă. La noi, la București, deja acest număr, și în special în zona asta conducătorilor de vehicule, s-a înmulțit îngrijorător. Mai avem și această problematică a îmbolnăvirilor și a persoanelor cu boli cronice. În fiecare domeniu de activitate, din ce am văzut eu, există un număr foarte, foarte mare de personal care au și sau se încadrează și în această categorie. Toate aceste lucruri care țin, să zic așa, de riscurile profesionale, de sănătatea și securitatea în muncă, iarăși ar trebui să fie niște teme în atenția noastră și eu consider că împreună însemnând o nouă construcție, să putem să ne implicăm și să impulsionăm rezolvarea acestor lucruri. De asemenea, și eu o să închei această paranteză, un lucru care nu este lipsit de importanță, este legat de demersurile pe care noi trebuie să le facem și mă refer la legea dialogului social. Această lege, practic, ne blochează
să spunem, declanșarea unor conflicte colective de muncă, pentru că și un conflict colectiv de muncă, conform legii, este foarte greu de declanșat. Așa că trebuie să găsim cumva aceste metode, posibilități, să impunem modificarea acestei legi, de ce nu abrogarea ei și revenirea poate la varianta anilor 90, în care legea sindicatelor era separat, legea conflictelor colective de muncă era separat, legea contractelor colective de muncă era separat, erau bine reglementate toate aceste lucruri, așa s-a comasat. Numai că s-au șters sau n-au fost preluate acele prevederi care erau mult mai clare decât ce este acum în legea de avocat social. Toți în toată țara asta o ducem la limita subzistenței, ca să fim foarte bine înțeleși. Nu avem niște salarii fabuloase, avem o muncă epuizantă, o muncă de uzură, nimeni nu o înțelege și vor să ieșim și la 70 de ani la pensie. Nu înțeleg oamenii că facem ore suplimentare, ceea ce degradează omul. Am dat curs și am fost solidar cu dumneavoastră. Am spus că cele 14 județe care fac parte din Federația Transportatorilor ajungeam, și credeți-mă că lângă mine am niște băieți luptători, oprim transportul public local în toată țara. Nu mai vrem să muncim pe bani puțin, domnule. Asta trebuie să înțeleagă. Te muncim câte 230-250 de ore. Muncim la ore suplimentare. Pentru ce? Noi nu avem pensionari în viață. Asta nu se întreabă nimeni. De ce? Din cauza uzurii. Suntem o forță. Noi suntem oamenii care mutăm orașul zi de zi. Implicit după aceea și serviciile. Da, apă, canal, gaz. Deci toată lumea depinde de ele. De ce să muncim pe bani puțin? Haideți să trecem la acțiune. Cu plânsul, eu zic că s-a tot plâns, tot am încercat, tot... Nu. Să trecem, a trecut perioada asta. Dacă nu ne trezim, că eu cred și în partea cealaltă, în Germania, te uit. Opresc transportul toți odată, sunt tot oameni. Bună ziua, mă numesc Gheorghe Bogdan, reprezint sindicatul transportatorilor din City Bus Constanța. Dacă noi nu ne ajutăm între noi și nu strângem acum rândurile, vă spun că ne vor mânca de vii. Dar noi fiind acum mai mulți și fiind o Uniune Federativă, vă spun că vom avea sos de izbândă. Gogea Dumitru Mitică, reprezint sindicatul Liber TPL din Sibiu. Cred că mișcarea sindicală ar trebui să se întoarcă la natura ei, la ceea ce ea înseamnă și o definește cu adevărat. Mă numesc Pauleț Paul, reprezint sindicatul șoferilor de la Iași, din cadrul companiei Transport Public. Menționez faptul că salariile sunt foarte mici în cadrul companiei de transport public. Acum câteva luni am avut și noi parte de un protest spontan, la care am fost penalizați cu toții datorită faptului că nu am ieșit la stradă în acele 3 zile în care a avut loc protestul. Dacă ar fi posibil și ar trebui făcut un salar unic la nivel de transport public local, pentru că munca este foarte grea. Unde s-a vrut și au fost oameni hotărâți, au obținut rezultate, să știți. Unde nu și s-au dat după cireș, au rămas acolo. Dacă vrem să mișcăm ceva, haideți să fim la unison. Dacă dorim rezultate, haideți să punem umărul. Ca să putem să avem forță, noi trebuie să reunim toate aceste activități la un loc și punctual să ne concentrăm spre anumite probleme. Nu știu, astăzi avem la apă o problemă. Ne concentrăm să vedem care sunt soluțiile de rezolvare. Mâine apare problema la transport. Ne concentrăm și vedem care este problema și soluția de rezolvare. Asta înseamnă că toată lumea, da, cuplează și atât cât ne permite legea și așa cum s-a spus și aici, cu mai mult curaj să fim la limită, să zic așa, să dăm aceste semnale de forță care, până la urmă, ce înseamnă? Unitatea este cel mai important semnal, pentru că le e frică de acest lucru. De-aia fac tot posibilul să ne divizeze, fac tot posibilul să umble la coș de topor, cum se spune, și să vină din interior, da, cumva să ducă lucrurile în zona lor de interes, a celor din patronat. Pentru că dacă ați urmărit și declarațiile lor pe parcursul acestui conflict, ghinionul lor a fost că n-a avut
de ce să se ia, deci nu avea cu ce să mai aibă la mână, da? Dar primarul și-a permis să spună sindicatul mafiotopolitic, cu referire cumva la toată mișcarea sindicală, că lucrurile sunt așa. Nu. Iar eu le-am spus în mod foarte franc că mafioți sunt ei, cei care ne acuză pe noi, aia sunt mafioții, că aia lucrează cu banii, aia lucrează cu contracte, aia reprezintă grupuri de interese. Deci noi nu avem nicio treabă. Noi încercăm să-i reprezentăm pe oameni. Suntem o forță.